asupra nevoilor elevului, aș vrea să încep prin a spune că a fost aprobat statutul elevului, un document în premieră pentru învățământul preuniversitar, care va aduce în spațiul școlii o nouă cultură a implicării elevilor în viața comunității școlare. Vorbim despre drepturi, dar și despre responsabilități în egală măsură, care vor sta la baza unui dialog al soluțiilor, sperăm noi, și nu la baza unei confruntări.